În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și le-a zis lor Iisus, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Preacucenici, părinți, drept măritori creștini, ne aflăm astăzi în duminica a doua după marele praznic al pogorârii Sfântului Duh, în duminica chemării primilor sfinților apostoli și se mai numește Duminica Sfinților Români, pentru că în această duminică a doua după marele praznic al cinzecimii, cistim pe Sfinții Români. Cu bună rânduială, părinții bisericii au ales ca după marele praznic al pogorârii Sfântului Duh să cinstim pe Sfinți, pe toți Sfinții în prima duminică după marele praznic și astăzi pe Sfinții Români. De ce? Pentru că Sfințenie este un dar al Sfântului Duh pogorât în creație și care se împărtășește în biserică, în biserica întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos la cinzecime. Și astăzi, precum v-am spus, în chip deosebit, cinstim pe Sfinții Români. În pericopa evanghelică de la Matei, am ascultat cum Mântuitorul Hristos a făcut primii pași pentru constituirea bisericii sale, a ales primii patru ucenici. Această chemare la apostolat reprezintă o etapă din planul de mântuire a lui Dumnezeu cu omul, o împreună lucrare a lui Dumnezeu cu omul în vederea mântuirii. A ales Mântuitorul cei 12 apostoli, primul nucleu conducător al bisericii și astfel Mântuitorul pregătește taina constituirii bisericii. După botezul său în Iordan și după o pregătire specială cu post și rugăciune timp de 40 de zile, Mântuitorul Hristos își alege primii ucenici pentru a-i forma și a-i pregăti pentru nobila misiune de a răspândi cuvântul lui Dumnezeu până la marginile pământului. Simon Petru și Andrei, frați, Petru care se mai numește și Chefa, și ceilalți doi frați, Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni, le-a spus Mântuitorul Iisus Hristos. Cu o forță și cu o tărie în cuvânt, Mântuitorul Hristos i-a chemat la el, iar ei îndată au răspuns, fără să-și pună întrebări, fără să obiecteze sau să aibă ezitări, s-au dus și l-au urmat pe Hristos, cel care nu le-a făgăduit ranguri, nu le-a făgăduit averi sau bani, pur și simplu i-a chemat și ei l-au urmat. Vă dați seama că în logica omenească să te cheme un străin și să-l urmezi este ceva nefiresc, o nebunie aș putea spune. Vine un străin la noi acasă, în fața blocului sau în fața curții sau de pe stradă să ne spună, vină după mine, urmează-mă și te voi face pescar de oameni. Cu siguranță că suntem intrigați, ce se întâmplă, omule, cu tine, cum, ce vrei, unde să mă duc, ce, ai nevoie de ajutor sau orice altceva. În niciun caz să-l urmăm. Este o logică firească, o logică omenească. Dar în logica dumnezească, când ne cheamă Mântuitorul Iisus Hristos, îl urmăm, așa cum au făcut apostolii astăzi. Au lăsat corabia, mreaja, au lăsat părinții, au lăsat casa, au lăsat modul lor de viețuire, au lăsat meșteșugul lor, totul au lăsat și au urmat lui Hristos, căci în logica dumnezească, chemarea lui Hristos este specifică fiecăruia dintre noi. Pe toți ne cheamă Mântuitorul nostru Iisus Hristos și dacă părăsim logica lumească și ne integrăm în logica dumnezeiască, îl urmăm pe Hristos așa cum participăm de fiecare dată la Sfânta Liturghie sau la viața bisericii, pentru care unii în logica lumească înseamnă pierdere de timp. Să mă duc la biserică, la liturghie, păi am atâtea treburi de făcut, am atâtea afaceri de pus la punct, ce să caut eu acolo să pierd timpul? În logica lumească, firească, omenească, dar în logica dumnezeiască, suprafirească, venirea noastră la Sfânta Biserică este chemarea lui Hristos, urmarea acestei chemări și gândul nostru de a ne înveșnici viața, căci noi nu suntem numai trupuri, mâncare, băutură, distracții. Nu! Noi căutăm veacul cel viitor, căutăm veșnicia, căutăm împărăția lui Dumnezeu și mântuirea și astfel noi căutăm să ne înveșnicim și cum altcumva decât participând la Sfânta Liturghie și la viața Bisericii. Cei patru primi sfinți apostoli chemați l-au urmat pe Hristos, au ascultat timp de 3 ani jumate predica lui, au văzut semnele minunate, minunile pe care le-au săvârșit și astfel au absolvit școala duhovnicească alături de Mântuitorul Iisus Hristos a apostoliei și astfel și ei s-au dus să predice în toată lumea cuvântul lui Dumnezeu. Observăm dorința lui Dumnezeu de a chema pe toți la el.
Observăm și descoperim chemarea pe care o face Dumnezeu astăzi apostolilor și prin apostol tuturor celor care i-au urmat pe aceștia, că și apostolii pe Hristos l-au urmat și l-au predicat și noi, dacă urmăm pe apostoli, urmăm chemării Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ne cheamă cu o chemare firească, de la neființă la ființă, ne cheamă Hristos Mântuitorul să avem un rost în această viață. Dar pe lângă această logică sau chemare firească, ne adresează Dumnezeu o chemare duhovnicească, aceea de a veni la mântuire, la sfințenie și la desăvârșire, când spune, fiți dar desăvârșiți precum și Tatăl meu cel din ceruri desăvârșit este, sau în Vechiul Testament, fiți sfinți precum și eu sunt sfânt. Și lucrul acesta l-au înțeles sfinții și au înțeles chemarea lui Dumnezeu. Și pe lângă chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, sau ne-o face nouă Dumnezeu, noi trebuie să adăugăm lucrarea, căci v-am pomenit înainte de o împreună lucrare a lui Dumnezeu cu omul în ceea ce privește mântuirea sufletelor noastre. Este important să răspundem chemării lui Dumnezeu, dar să răspundem prin fapte, prin acțiune, pentru că Dumnezeu ne implică, ne cheamă în această stare în care noi trebuie să fim dinamici, adică să punem în lucrare darurile Sfântului Duh în vederea mântuirii. Lucrul acesta l-au făcut sfinții. Și în special mă refer la sfinții români care l-au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos și sunt de referință pentru viața noastră pe aceste meleaguri unde sfinții români au trăit, au activat și mulți dintre ei și-au dat viața pentru Hristos. Noi obișnuiți să credem că în neamul nostru n-ar fi sfinți, pentru că odinioară cinsteam pe sfinții aparținători altor neamuri și într-adevăr și pe bună dreptate n-am avut sfinți canonizați. Nu că n-am fi avut sfinți. Din cauza condițiilor sociale, politice, bisericești, canonizările în neamul nostru au venit după anul 1950. Foarte multe astfel de momente, 80 și peste 80 de momente în care s-au canonizat sfinți români și sunt sfinți români canonizați peste 150. Deci observăm că sunt sfinți și în acest neam, căci în fond toți cei care răspund prin faptă chemării lui Hristos se numesc sfinți. Sfinți pe trepte diferite de sfințenie. Unii poate au început acest drum al sfințeniei, sunt pe primele trepte, sau alții care au atins cote foarte înalte de sfințenie. Pe toți îi cheamă Dumnezeu și pe cei care îl urmează pe Hristos, precum și pe noi cei de față, Hristos Mântuitorul ne numește sfinți. Menționez faptul că în anul 1992, în ședința Sfântului Sinod din 20 iunie, s-a luat această hotărâre ca în a doua duminică după Marele Praznic al Cinzecimii, să cinstim pe sfinții români. Și mi-aduc aminte că chiar acum câteva săptămâni, în ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena de Hramul Catedralei Patriarhale, a fost canonizat ultimul sfânt român, Neofit Cretanul, mitropolitul și mucenicul. Dar cine sunt acești sfinți pe care noi în chip deosebit îi cinstim astăzi? În primul rând, cinstim pe Sfântul Apostol Andrei cel I chemat. Avem și noi o părticică din sfintele sale moaște. Îl cinstim, el evreu de neam, dar de ce îl cinstim dinpreună cu românii? Pentru că el ne-a adus creștinismul pe teritoriul patriei noastre, primul care l-a predicat pe Hristos, primul care a săvârșit Sfânta Liturghie pe meleagurile noastre, primul care a săvârșit Sfintele Taine. Și de aceea îl pomenim în chip deosebit astăzi, căci prin gura lui, el cel întâi chemat, am aflat creștinismul și pe Hristos. Amintind de mulțimea mucenicilor care și-au dat viața în primele veacuri de cruntă persecuție, pe sfinții din Sciția, din Dobrogea și de la Sudă Dunăre, care și-au dat viața pentru Hristos, sunt foarte, foarte mulți, menționez doar câțiva, doar așa ca să ne facem o idee, pe sfinții de la Halmiri, Sepitești și Astion, sau pe sfinții de la Niculițel, Zoticos Atalos, Camasi și Filipos. Prăznuim și cinstim pe sfinții erari și luminați de Dumnezeu, mari titori de locașuri sfinte, de cultură și de școli, precum au gândit mulți dintre acești sfinți să fie școală în fiecare sat, să facă preotul să organizeze școală în tinda bisericii, ca poporul să știe carte, să citească scripturile, să citească viețile sfinților părinți. Asta urmăreau ierarhii. Noi știm toți să citim și să scriem, dar scrierile sfinților părinți și Biblia stau în biblioteci adesea neatinse. Nu, să cercetăm scripturile, să cercetăm scrierile sfinților părinți, lucru inițiat de mari ierarhii ai noștri, ca să amintesc pe câțiva dintre ei, pe Andrei Șaguna sau pe Sfântul Antim Ivireanu, care era ivirean de neam, de-al cinstim pentru că el sau prin el s-a întâmplat introducerea limbii române în cultul bisericii, pentru că suntem unic cu
unicul neam, singurul neam în care se săvârșește Sfânta Liturghie, în graiul nostru de zi cu zi, în popoarele de limbă slavă, nu se întâmplă așa. Chiar și în Grecia se săvârșește Sfânta Liturghie în limba greacă veche și omul de rând care intră în biserică să asculte liturghia adesea nu știe, nu cunoaște limba paleogreacă. Noi suntem români și avem liturghia în limba noastră românească, așa cum proces inițiat de Sfântul Antimi Vireanu și de Sfântul Ierarh Neofit Cretanu, pomenit mai devreme. Veniamin Costache Ierarh la numai 18 ani, cutremurător pentru mine, câtă înțelepciune și câtă sfințenie să aibă acest om. Mitropolitul Varlam cu Evanghelia sa, carte de învățătură românească, Mitropolitul Petru Movilă cu mărturisirea sa de credință, sau Calenic de la Cernica și Grigorie Dascălu, mari isihaci, și o să vă vorbesc despre marea familie isihastă a noastră, a românilor. Căci amintesc și de cuvioși și sfinți părinți, precum Sfântul Paisie de la Neamț, ucrainian de neam, din Poltava, Ucrainei, de lângă Kiev, și de cel prăznuim astăzi, și pentru că este unul din ocrotitorii parohiei noastre și cu cinste și cu evlavie duhovnicească mărturisesc acest lucru, dar mai ales pentru faptul că locul în care el, cel mai bun loc în care el a reușit să-și manifeste Duhul rugăciunii isihaste și a traducerilor din Sfinți Părinți a fost în Moldova, a fost și la Muntele Atos, unde a inițiat, unde schitul Sfântul Ilie a ctitorit acest schit. Sute, mii de ucenici au avut, care au împânzit lumea în secolul XVII și au dus rugăciunea isihastă, el care este un neo-isihast, un revigorator al curentului isihast palamit din secolul IV, în secolul XVII inițiat, readus și repus în rugăciune, în lucru, dacă pot să spun așa, de Sfântul Paisie de la Neamț. El care a trecut pe la schiturile Dălhăuți, Trăisteni, Cârnul, și pe la mănăstirile din Moldova, Dragomirna, Secu, și ultima mănăstire la Neamț, ce a făcut din mănăstirea Neamț Ierusalimul neamului românesc, de aceea îl prăznuim cu mare vlavie în această zi. Pe starețul Vasile de la Poiana Mărului, care a fost duhovnicul și mentorul lui în ceea ce privește viața duhovnicească, la fel și Irodion de la Lainici, alături de ceilalți sfinți invocați, Calinic de Racenica și Grigore Dascălu, care au practicat rugăciunea isihastă. Cuviosul Daniel Sihastru, care a fost duhovnicul marelui voievod Ștefan cel Mare, câte biruințe n-a avut acest voievod și câte lucruri ne-a realizat în Moldova cu sfatul acestui mare sfânt, sfânt cuvios, și de-ar da Dumnezeu ca mai mari noștri și conducătorii noștri să aibă duhovnici, să se sfătuiască cu duhovnici, să se spovedească la duhovnici, să se spovedească și să se împărtășească. Și astfel sunt convins că se va schimba fața țării noastre. Amintesc pe sfinții mărturisitori, ardeleni, năsăudeni, care mulți dintre ei și-au dat viața pentru ortodoxie pe la anul 1700, în perioada Uniației, când s-a încercat o catolicizare forțată de către împărăteasa Maria Tereza, care a trimis aici în țară pe generalul Bucov în Ardeal. Cu tunurile au dărâmat toate mănăstirile de piatră, iar pe cele de lemn le-au incendiat. Astfel au înțeles să aducă în țara noastră, pe teritoriul patriei noastre, Duhul Zmintelii Occidentale. Mulți sfinți s-au împotrivit, erau ierarhi, erau cuvioși sau pur și simplu oameni de rând, s-au împotrivit, s-au constituit și au plecat la împărăteasă să ceară acest nefast lucru care se întâmplă în Transilvania. Mulți dintre ei au fost prinși și aruncați în înfricoșătoarea închisoare din Kufenstein și astfel și-au găsit sfârșitul. Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara, Oprea Miclăuș, Moise Măcinic din Sibiel, Ioan din Galeș și mulți alții care și-au dat viața pentru ortodoxie. Menționez pe câțiva dintre voievozii români, că dacă ar fi să-i amintesc pe toți sau să vorbesc despre fiecare în parte, nu aș putea în aceste câteva minute, dar măcar vă spun pe câțiva ca să înțelegeți ce rol au avut și cum au înțeles să ridice acest neam prin cultură și credință. Neagoie Basarab, voievod al țării românești, isihast. Deci voievod isihast, vă dați seama, conducător isihast. Ca îi spune că este un om evlavios, un om bisericos, care vine, trece pe la biserică. Nu, isihast este cutremurător pentru mine. De a-mi avea și noi credincioși astfel de conducători și guvernanți, isihaști, păi cum ar fi neamul nostru? Amintesc pe Ștefan cel Mare, care nu făcea nimic fără binecuvântarea duhovnicului său, Daniel Sihastru. A umplut Moldova de biserici și mănăstiri,
că au înțeles acești mari voievozi că prin credință neamul acesta va dăinui, că dacă pierdem credința, pierdem tot. Am pierdut tot pe lumea aceasta. Toate cele materiale le-am pierdut, alții ni le-au luat și încă ni le iau. Dar credința nu poate să ne ia. Dacă ne iau credința și ne pierdem credința, s-a pierdut neamul românesc. Voievozii au înțeles acest lucru și au apărat ortodoxia, au făcut biserici și Moldova și Brâncoveanu în Țara Românească, Brâncoveanu care l-a dus pe Antim Ivireanu de la Constantinopol, l-a trimis la Antim și a dat pe mână tipăriturile. Au înțeles acești voievozi că prin cultură și credință, fără aceste două lucruri, neamul nostru românesc nu poate dăinui. Ce să mai vorbesc despre mucenicia Sfântului Constantin Bodă Brâncoveanu, te cutremuri. Sunt lucruri pe care trebuie să le punem la suflet și să știm că dacă vrem să îndreptăm ceva în neamul nostru, să ne ducem la Sfinții Români să-i cunoaștem, să le cunoaștem viața, operele celor care au scris operi, dorul lor după Hristos și cum și-au dat viața mulți dintre ei pentru Hristos, pentru neam, pentru limbă, pentru credință, pentru ortodoxie. Amintim astăzi și pe mari duhovnici ai neamului, chiar dacă sunt necanonizați, care mulți dintre ei contemporani cu noi pe care i-am cunoscut, părintele Arsenie Boca de la Prizlop, pe Ilie Cleopa, Ioanichie Bălan sau Paisie Olaru de la Mănăstirea Sihăstria, pe părintele Cleopa și părintele Ioanichie i-am cunoscut, pot să spun că am crescut cu ei la mănăstire și a dat Dumnezeu ca cu foarte puțin timp înaintea trecerii lor de la Domnul să fiu lângă ei, să iau binecuvântare de la ei și sfaturi de viață. Părintele Paisie Olaru a murit în preajma anului 90, pe acesta nu l-am cunoscut. Părintele Arsenie Papacioc de la Techirghiol, un părinte duhovnicesc al parohiei noastre, îndrumător părintelui nostru duhovnicesc în acest loc și pot să spun că sunt unul dintre fiii duhovnicești ai părintelui Arsenie Papacioc de la Techirghiol, cel care a fost frate de pustie cu părintele Cleopa în Munții Neamțului timp de câțiva ani. Și mi-aduc aminte de cuvântul părintelui Cleopa care spunea arătând către munții care împrejmuitori ai Sihăstriei, uitați munții aceștia, sunt zeci de monahi, știu eu, 50 de monahi puznici care au viață sfântă, că dacă te duci și te întâlnești cu ei, te strigă pe nume și spun și viața și problemele și păcatele pe care le ai. Deci să nu zică nimeni că nu avem modele în această lume. Sunt modele, sunt sfinți pe care trebuie să-i căutăm, să-i cercetăm, de la care să ne tragem seva duhovnicească, hrana sufletească a credinței în vederea înveșnicirii noastre. Amintesc și pe mari profesori de teologie, erudiți, trăitori, mari predicători ai neamului nostru, pe părintele Dumitru Stăniloae, pe părintele Galeriu sau pe mitropoliții Antonie Plămădeală de la Sibiu și Bartolomeu Anania de la Cluj, mari predicatori de referință pentru noi cei tineri care ne ostenim cu predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Noi uităm și pomenim cu mare evlavie și cu mare cinste pe sfinții închisorilor, foarte mulți, adesea necunoscuți, mulți dintre ei, care au mărturisit pe Hristos în închisorile comuniste și și-au dat viața. Ei care erau adevărați învățători ai lumii, au fost trimiși în centre de reeducare sau pe la canal, sau mai știu pe unde, în Balta Brăilei, mari filozofi, teologi, gânditori ai neamului nostru, crema cenușie a neamului nostru, care trebuiau să ne învețe în acest moment, sau mă rog, în timpul lor, și-au pierdut viața prin închisori, înfometați, bajocoriți, bătuți, uitați de lume și au mărturisit pe Hristos și mulți dintre aceștia sunt sfinți, chiar dacă încă n-au fost canonizați. Să amintesc pe Valeriu Gafencu sau pe Mircea Vulcănescu sau pe părintele Daniel Sandu Tudor, care au mărturisit pe Hristos și pentru nimic în lume nu s-au lepădat de crezul lor și de Mântuitorul Iisus Hristos. Amintim în această zi de pomenirea Sfinților Români și pe toți eroii și martirii neamului care și-au dat viața pentru țara aceasta, pentru neam și pentru limbă, aceia care au plecat în războaie, fie au murit, fie alții care s-au întors cu grele sechele, îi pomenim cu mare evlavie și astăzi în Duminica Sfinților Români și în Duminica Înălțării Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pomenim de asemenea pe toți creștinii ortodoxi care au răspuns chemării lui Dumnezeu prin lucrare și prin faptă, aceia care au luat parte la viața bisericii, care au plecat din această viață pregătiți, spovediți, împărtășiți cu lumânare, în ascultare de duhovnic, de biserică și de episcop, pe aceștia cu mare evlavie cinstește biserica astăzi, oameni simpli, vă dați seama, n-are cine să-i știe pe fiecare în parte decât bunul Dumnezeu,
îi cinstește biserica, pentru că aceștia sunt sfinții lui Dumnezeu care au înțeles chemarea lui Hristos și au răspuns acesteia prin lucrare. Iubiți credincioși, am enumerat doar câțiva dintre sfinții români, ca aș fi enumerat mai bine de 150 de sfinți canonizați. Ca să vorbesc despre fiecare în parte, despre viața lor, despre râvna lor, vă dați seama că mi este absolut imposibil. Dar dacă v-am trezit acest dor să-i cunoașteți, să le citiți viața, operele, sau felul cum l-au iubit pe Hristos și cum au fost dispuși și alții chiar și-au dat viața pentru Hristos, este un lucru foarte important pentru noi, că dacă am fi trăit în Duhul Sfinților Români, cu adevărat altă ar fi fost fața țării noastre. Iubiți credincioși, astăzi Mântuitorul Iisus Hristos îi cheamă pe primii apostoli din corabia pescărească în corabia duhovnicească. Ne cheamă și pe noi în corabia sa duhovnicească, cea care este biserica. De ce ne cheamă să devenim oameni duhovnicești, oameni ai Duhului, să sporim în noi darurile Sfântului Duh pe care cu prisosință Dumnezeu ni le-a revărsat prin Sfinții Români și astfel în această zi în care cinstim cu mare evlavie Sfinții Români, să strigăm Bunului Dumnezeu ca pentru rugăciunile lor să mântuiască Dumnezeu neamul nostru românesc și pe noi fiecare în parte, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.